În timp ce pacienții veneau cu medicamente de acasă la Spitalul Bagdazar Arseniei, șefii cumpărau aparatură medicală și mobilier la prețuri și de 25 de ori mai mari decât ar fi trebuit. O arată un raport al Corpului de Control al Premierului, conform căruia banii publici dați de Ministerul Sănătății pentru Renovare au fost împărțiți de fostul manager la firmele apropiaților. Ce a cumpărat? Orice. Orice trebuie. Ser pentru ce trebuie acolo. Niște fiole, și pansament, și ser, și absolut tot. Se întâmpla anul trecut la Spitalul Bagdasar Arseni, în aceeași zi în care noul corp al spitalului era inaugurat cu fast și oficialități. Arată bine, arată bine, față de ce era... Peste 40 de milioane de euro a costat renovarea. O parte din bani a ajuns însă în conturile unor firme apropiate fostului manager Anca Buliman. O arată un raport al Corpului de Control al Premierului. Corpul recent renovat al Spitalului Bagdasar Arseni a fost dotat cu bani publici de la Ministerul Sănătății. Prețurile plătite de spital pentru echipamente au fost însă mult umflate. De exemplu, pentru un cărucior de resuscitare s-a plătit de 27 de ori mai mult decât prețul de producție. Pentru un bisturiu cu ultrasunete, prețul a fost de 7 ori mai mare, în timp ce cu banii dați pentru un microscop performant s-ar fi putut cumpăra 5. Toți banii au fost corect cheltuiți? Din punctul nostru de vedere, banii au fost alocați pe toate solicitările legale pe care le-am primit. Noi ne-am propus să achiziționăm lucruri care să nu fie bune doar la inaugurare și trei luni după. Și asta înseamnă, bineînțeles, prețul pe măsură. Așa se face că pentru un singur pat s-au cheltuit 6.700 de lei, în timp ce o noptieră a costat peste 2.800 de lei. În tot acest timp, pacienții veneau cu medicamente de acasă. Calmante? Da. Dar n-aveau sau de ce? Nu aveau. Mâine, după ce operație, bagă de la să luăm noi. Da. Leucoplastul cumpărăm noi. Absolut toate medicamentele. De la ser fiziologic, branule, absolut tot. Managerul spitalului a fost demis în luna februarie. În urma raportului făcut de Corpul de Control al Premierului, Direcția Națională Anticorupție va face cercetări.